Ai nevoie de mângâiere, încurajare, bucurie, salvare, pace? Ascultă! E un mesaj pentru tine, un mesaj pentru inima ta, un mesaj ce viața îți poate schimba. E un mesaj pentru suflet. Să fie la Hristos.
Domnilor și doamnelor, bun găsit la nouă emisiune, Mesaj pentru Suflet. Pentru seara aceasta aș dori să ne oprim asupra unui cuvânt din Sfânta Scriptură, așa cum îl găsim scris în Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 1 până la capitolul 10. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a coborât jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avram. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iubiții mei ascultători, am citit acest cuvânt din Scriptură și aș vrea câteva gânduri din acest pasaj, pentru că în el, dacă suntem atenți la citire și ne aplecăm asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu, o să observăm că avem multe lucruri de învățat. În primul rând, aș vrea să vă spun că Domnul Iisus, atunci când a intrat în Ierihon și când a avut această întâlnire cu acest om, Zacheu, era în ultima lui călătorie. Venea de undeva din Galileea și se îndrepta spre Ierusalim, urmând să participe la sărbătoarea Paștelor evreiesc, dar în același timp urmând ca el să fie prins, să fie judecat și apoi condamnat la moarte. Domnul Iisus știa ce urmează atunci când va ajunge la Ierusalim. În călătoria lui spre Ierusalim, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că pe lângă alte cetăți prin care a trecut și nu s-a oprit, este și această cetate numită Ierihon, o cetate cu o istorie destul de lungă. Pentru cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care au citit Sfânta Scriptură, în cartea Iosua, vom găsi că atunci când poporul evreu a ieșit din robia Egiptului, și asta înseamnă în jurul anilor 1300, pentru unii istorici 1290, 10 ani, mai puțin important pentru că nu e o dată exactă, dar aproximativ, și urmau să intre în țara Canaanului, să treacă Iordanul, și în fața lor, prima cetate întărită cu ziduri, era această cetate a Ierihonului. Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Iosua ne spune felul cum poporul lui Dumnezeu, poporul acesta scos din robie prin Moise, a cucerit această cetate a Ierihonului. Cetatea aceasta a fost dărâmată și numai puțin chiar și blestemată, ca nimeni să nu mai zidească cetatea aceasta, sau dacă cineva se va găsi să rezidească, să reconstruiască această cetate, să plătească un preț destul de mare. Vedem totuși că în istorie, din nou, cetatea aceasta devine o cetate înfloritoare și nu este la voia întâmplării lucrul acesta. Ierihonul era undeva în valea aceasta destul de roditoare a Iordanului, aproape de Iordan și nu departe de Ierusalim.
Și fiind o poziție foarte bună din punct de vedere al agriculturii, pentru că trebuie să recunoaștem că în vremea aceea nu se putea vorbi de industrie, activitatea de bază a oamenilor era agricultura și eventual comerțul care se făcea. Ba mai mult, istoria spune că această cetate, Ierihonul, era o cetate de tranzit a mărfurilor care veneau unele pe mare, altele dinspre Galileea, spre Ierusalim și spre interiorul continentului. Și aici, în cetatea aceasta, Imperiul Roman, romanii au înființat și o vamă pentru mărfurile care tranzitau zona aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în cetatea aceasta, pe lângă alți oameni care locuiau, era și acest om cu numele Zacheu, despre care Biblia spune câteva lucruri, și anume că omul acesta, în primul rând, avea o slujbă foarte bună și foarte bănoasă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că era mai marele vameșilor. Acum vreau să vă spun că în vremea aceea, care nu se deosebește cu nimic de vremea noastră, vameșii nu aveau un nume bun din punct de vedere moral. Pentru că oamenii aceștia, în primul rând, ei reprezentau Imperiul Roman care îi asuprea pe cei care erau localnici aici. Și atunci era normal să nu ai un nume bun, să nu fii bine văzut de cei care erau localnici acolo, pentru că el lua de la oamenii săraci, de la localnici, de la comercianți, de la cei care tranzitau cu mărfuri prin zona aceea și dădeau Imperiului Roman, lucru care nu era plăcut, ba mai mult, profitau de lipsa de pregătire, de școală pe care o aveau oamenii în vremea aceea și întotdeauna luau mai mult decât impunea legea și Imperiul Roman să ia de la oameni, pentru că o parte trebuia să meargă la Roma, iar altă parte le revenea lor și așa se întâmpla că oamenii aceștia, ca și astăzi, deveneau mai bogați decât oamenii de rând. De aceea și Biblia și evanghelistul Luca, care a fost un medic și care a fost atent la anumite detalii, dă și detaliul acesta și spune că omul acesta era un om bogat. Prima dată nici nu-i spune numele, prima dată arată starea materială în care el se afla, și anume că era un om bogat, un om care era mai presus de ceilalți și care avea și slujba aceasta destul de importantă, era mai marele vameșilor, adică șeful de la vamă. Acum m-am gândit de ce dă evanghelistul Luca detaliul acesta că era bogat și n-a rămas doar la detaliul acesta că era mai marele vameșilor. Și m-am gândit la un lucru care nu e de neglijat, și anume faptul că am cunoscut oameni care au avut un câștig material destul de bun, destul de frumos în vremea noastră și cu toate astea nu s-au îmbogățit. Pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt oameni care câștigă foarte mult și în același timp cheltuie la fel de mult sau chiar mai mult. Chiar acum îmi vine în minte cineva cu poate un an și ceva în urmă, îmi povestea despre o familie care, e adevărat, plecase de la noi din țară și câștiga lunar o sumă pentru noi români imensă, destul de mare, la 5.000 de lire pe lună, ăla e un câștig care în România nu oricine și-l poate permite. Și cel care îmi povestea despre familia aceasta, nu era el în cauză, era altcineva, dar cunoștea destul de bine situația, spunea așa, zice, domnule, cu toate că ei câștigă atât de mulți bani, nu s-a lecut cu nimic, au grijă să-i cheltuie pe toți. Și spunea cel care îmi povestea mie și care a trăit în România pe un salariu destul de mic, a ajuns într-adevăr la pensie, acum e în vârstă, dar și pensia este pe măsura salariului de altă dată,
Spunea el, dacă aș fi avut eu vreodată banii ăștia, câte n-aș fi făcut? El, într-adevăr, cu bani puțin, pentru că îi cunosc foarte bine situația, totuși a făcut ceva și a rămas ceva în urma lui. Așa că sunt oameni care câștigă bine, dar nu se aleg cu nimic, pentru că au grijă tot ce câștigă să împrăștie. Se pare că Zacheu nu era din categoria asta. Zacheu era omul care a și câștigat și a avut grijă să și strângă și a devenit un om bogat. Acum vedeți dumneavoastră, un om bogat într-o cetate întotdeauna e cunoscut. E cunoscut după mașina pe care o conduce, e cunoscut după casa în care locuiește, e cunoscut eventual după petrecerile la care participă, alții după hainele pe care le poartă și așa mai departe. Eu cred că și Zacheu acesta era un om cunoscut foarte bine în Ierihon și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta, pe lângă faptul că avea o slujbă, așa cum am spus, destul de bănoasă, pe lângă faptul că a știut să strângă averea și să n-o risipească, omul acesta se mai caracterizează prin ceva, și anume prin faptul că în inima lui s-a născut o dorință deosebită, și anume, atunci când a auzit că Iisus trece prin cetatea Ierihonului, s-a născut în inima lui dorința aceasta ca să-L întâlnească, să-L vadă pe Iisus. Acum sunt convins că el a auzit despre Iisus. Pentru că, vedeți, nimeni nu-și, în inima nimănui nu se naște o astfel de dorință ca să-L cunoști pe cineva, să-L întâlnești pe cineva despre care n-ai auzit niciodată. Nu? Poate el să treacă prin localitate, prin satul, prin, eu știu, prin orașul în care stai, un om oarecare, poate să fie un om important, dar dacă tu n-ai auzit despre el niciodată nimic, eu n-am auzit despre el, reclame probabil nu se fac în favoarea lui, n-ai cum să ți se nască o astfel de dorință. Deducem de aici că Zacheu a auzit despre Domnul Iisus. Probabil că a auzit lucruri bune, pentru că în vremea aceea oamenii spuneau și lucruri bune și găsim în Sfânta Scriptură, în anumite împrejurări, când oamenii, după ce că au ascultat o predică a Domnului Iisus sau poate au văzut o minune de a Domnului Iisus, oamenii s-au împărțit în două. Unii care ziceau, este un om bun, un om care are o învățătură bună, și alții care ziceau, nu domnule, ăsta strică legea, ăsta lucrează cu alte duhuri și așa mai departe. Oamenii în vremea Domnului Iisus au fost oameni care unii l-au lăudat și alții l-au criticat. Nu știm ce a auzit Zacheu despre Domnul Iisus. Nu știm lucrul ăsta. Biblia nu ne spune lucrul acesta. Eu cred un singur lucru, că Zacheu a auzit despre Domnul Iisus. Și atunci când a auzit despre Domnul Iisus, atunci când a auzit că Domnul Iisus trece prin cetatea lui, în el s-a născut dorința aceasta să-L vadă. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că avea câteva probleme în a-și îndeplini dorința lui. Iubiții mei ascultători, înainte de a vedea care au fost piedicile din viața lui Zacheu, aș vrea să îmi pun o întrebare mie și celor care mă ascultați, și anume, oare câți oameni astăzi, în lumea în care noi trăim, mai sunt interesați să îl cunoască pe Domnul Iisus? Câți oameni mai sunt interesați să știe, să-L întâlnească pe Domnul Iisus? Vedeți dumneavoastră, chiar emisiunea aceasta a ajuns să aibă câțiva ani și nu peste multă vreme va împlini 7 ani de când transmite mesaje din cuvântul lui Dumnezeu către dumneavoastră. Întrebarea mea în seara aceasta este aceasta: oare din cei care ați ascultat cuvântul lui Dumnezeu, din oamenii aceia care poate întâmplător ați dat peste emisiunea aceasta, câți oare v-ați oprit și ați zis, hai să văd și eu ce se spune la această emisiune, despre ce este vorba la emisiunea aceasta? Iubiții mei, constatăm în vremea noastră că sunt tot mai puțini oamenii aceia care sunt interesați să-L cunoască pe Dumnezeu.
Cu toate că ne numim o țară creștină, cu toate că în vremea noastră s-au construit mii de biserici în țara aceasta și acum n-are importanță de ce nuanță, de ce culoare, de ce confesiune, important e că s-au construit mii de biserici. Acum, zilele acestea, este o mare zarvă în țară că se va sfinți catedrala Mântuirii Neamului. De ce? Ne lăudăm cu tot felul de lucruri de felul acesta, ca și națiune. Ne-am declarat la recensământ peste 90% că suntem creștini. Mai puțin am dovedit-o la referendum, pentru că un creștin adevărat, el ține la familia pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Dar acesta este un alt subiect despre care nu vreau să vorbesc foarte mult, dar vreau să mă duc aici la gândul acesta. Oameni buni, mai căutăm noi, poporul român, pe Dumnezeu în vremea asta? Mai suntem noi interesați să-L cunoaștem pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu? Omul acesta, Zacheu, omul acesta care era un om bogat, un om care avea un nume rău pentru că fiind vameș era considerat un om păcătos. Cuvântul acesta sau statutul acesta de vameș în Scriptură pe vremea Domnului Iisus este asociat cu omul păcătos, cu omul care e departe de Dumnezeu. Omul care aleargă pentru nevoile lui, care să caută pe el să se îmbogățească, să-și satisfacă toate plăcerile, gusturile pe care le are în lumea aceasta. Omul care nu se gândește la suflet, care nu se gândește la veșnicie. Pentru el viața este aici, pe pământul acesta, 60, 70, pentru unii 80, 90 de ani. Și apoi pleacă din lumea aceasta, lăsând în urmă toată alergarea, toată agonisiala de o viață întreagă și pleacă din lumea aceasta cu mâinile goale. Dragul meu ascultător, aș vrea să te întreb cu această ocazie, în această seară, cauți o religie sau cauți să-L cunoști pe Dumnezeu? Cauți să îl întâlnești pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu? Dacă este ceva frumos în pasajul acesta, în întâmplarea aceasta din Scriptură, de aici, din cetatea aceasta Erihonului, Erihonul, aș vrea să vă spun, deși a fost cucerit de poporul evreu cu peste 3000 de ani în urmă, în cetatea aceasta au venit tot felul de popoare care s-au așezat aici, familii întregi, și erau un amalgam de popoare aici în cetatea aceasta. Era o cetate care devenise o cetate idolatră, o cetate care se închina la zei, la idoli, nu-L mai sluja pe Dumnezeu. Domnul Iisus ar fi putut să spună, cetatea Erihonului are un nume rău, este o cetate care l-a părăsit pe Dumnezeu, care slujește altor Dumnezei și eu nu vreau să intru în cetatea aceasta. Dar cu toate acestea, că această cetate nu avea un nume bun din punct de vedere religios, Domnul Iisus intră în această cetate pentru că avea în vedere să-L întâlnească pe un om care avea pe inimă dorința aceasta să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu. Iubiții mei ascultători, chiar dacă trăim într-o lume creștină, noi toți declarăm și mă tot întreb când ne vom trezi, că trăim într-o vreme în care oamenii s-au înrăit, într-o vreme în care oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, într-o vreme în care oamenii L-au părăsit pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, noi ne declarăm creștini, iubiții mei ascultători, în lumea aceasta păcătoasă, în lumea aceasta plină de nelegiuire, iubiții mei, a venit Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost gata să trimită pe Fiul lui Dumnezeu și să ne aducă vestea aceasta a mântuirii, a iertării de păcate. Oare suntem noi oamenii aceia care să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu, să dorim, să avem această dorință în sufletele noastre ca să-L întâlnim pe Domnul Iisus?
Dragii mei ascultători, vreau să vă spun astăzi că oamenii aceia care au în inimă dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-L întâlni pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă. Vedeți dumneavoastră, am întâlnit oameni care mi-au spus, când i-am întrebat cum de s-au întors la Dumnezeu, cum au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu, unii au spus, am avut un vis în care Dumnezeu mi-a vorbit ce trebuie să fac. La alții Dumnezeu le-a ieșit înainte printr-un eveniment, alții au trecut prin anumite situații, poate dificile, în viață și au înțeles că numai mâna lui Dumnezeu i-a izbăvit. Aș vrea să vă spun în seara aceasta, Dumnezeu este acela care se descoperă și astăzi oamenilor care îl caută din toată inima pe Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima ca în vremea aceasta în care noi trăim, poporul acesta român să-L caute pe Dumnezeu și să îl găsească pe Dumnezeu. Și dacă îl vor căuta pe Dumnezeu, atunci când îl vor găsi cu adevărat pe Dumnezeu, Dumnezeu le va arăta ce trebuie să facă pentru a avea parte de mântuire și de răsplătirile pe care Dumnezeu le-a pregătit oamenilor care vor trece prin lumea aceasta și se vor duce în veșnicie. Scumpii mei, spuneam aici că omul acesta a avut câteva piedici ca să-L poată vedea pe Domnul Iisus. Și prima piedică spune aici că era scund de statură, piedica aceasta nu ținea de voința lui. Vedeți dumneavoastră, sunt împrejurări care nu țin de voința noastră. Mă gândesc la oamenii care se nasc într-o țară budistă, oamenii care se nasc în anumite țări care nu sunt creștine și care au alți Dumnezei, care se închină la alte lucruri. Sunt oameni care se închină la animale, se închină la stele, se închină la tot felul de ființe de pe pământ sau poate chiar cerești, dar nu se închină la adevăratul Dumnezeu. Oamenii aceștia nu au nicio vină că s-au născut acolo, dar cu toate acestea, Dumnezeu, chiar și acestor oameni, Dumnezeu este gata să li se descoperă. Uitați-vă, Zacheu spune Scriptura că atunci când a auzit că vine Domnul Iisus în cetatea lui, probabil că a ieșit să-L vadă și când a văzut că se apropie pe drumul pe care venea și când a văzut că este înconjurat de mulțime, de un norod mare, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu cu un capitol mai înainte, în capitolul 18, versetul 36, tot din Evanghelia după Luca, când a auzit norodul trecând, era vorba despre orbul Bartimeu. După Domnul Iisus venea o mulțime de oameni, întotdeauna Domnul Iisus a fost înconjurat de o mulțime de oameni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la intrarea în Ierihon, în cetatea aceasta, Domnul Iisus întâlnește pe un om orb, pe nume Bartimeu, care atunci când a auzit zarva oamenilor, mulțimea aceasta, a întrebat ce se întâmplă, ce se aude. Oamenii nu i-au spus că este o mare mulțime de oameni care trece pe lângă el, pentru că el era la marginea drumului, cerșea de milă, pentru că fiind orb, nu putea altfel să supraviețuiască decât din mila altora. Oamenii aceștia nu i-au spus despre mulțimea care trecea, și oamenii aceștia au avut în vedere pe cel care era motivul acelei mulțimi și au avut în vedere pe Domnul Iisus și i-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și orbul Bartimeu, când a auzit că trece Iisus, a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și Domnul Iisus este acela care se oprește în dreptul acestui om orb, îl vindecă. Și mulțimea a văzut lucrul acesta și aceste minuni pe care Domnul Iisus le făcea în vremea aceea, a adunat tot mai mare număr de oameni în jurul lui. Și atunci Zacheu, privind la imaginea aceasta a mulțimii care venea împreună cu Domnul Iisus, spune Biblia că și-a dat seama că el nu va putea să-L privească, să-L vadă pe Domnul Iisus.
Și atunci, spune Biblia, el a alergat înaintea Domnului Iisus pe drumul pe care urma să treacă. El și-a dat seama pe unde va trece Domnul Iisus și face un gest pe care altul nu l-ar fi făcut, să urcă într-un dud și acolo, de acolo urma să-l vadă pe Domnul Iisus. Iubiții mei, o altă piedică care o avea Zacheu de a-l putea vedea pe Domnul Iisus, pe lângă statura lui mică, faptul că era scund de statură era o altă problemă, pentru că el putea să fie scund și dacă Iisus ar fi fost singur și n-ar fi fost înconjurat de mulțime, totuși avea șansa să-l vadă. Dar a doua piedică pentru Zacheu a fost tocmai mulțimea aceasta din jurul Domnului Iisus. Omul acesta, Zacheu, a primit mântuire, așa spune Domnul Iisus. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, adică în casa lui Zacheu. Iubitul meu, mântuirea poate să intre și în casa mea, dar mântuirea poate să intre și în casa ta. Depinde cât de mult îl caut eu sau tu pe Dumnezeu. Uitați-vă că Zacheu este gata să plătească prețul întâlnirii cu Domnul Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Zacheu, pentru că și-a dat seama pe drumul pe care urma să treacă Domnul Iisus, a alergat înaintea lui Iisus, a ajuns la un dud și s-a urcat în dudul acela. Iubiții mei, spuneam puțin mai devreme că Zacheu nu era un om necunoscut. Și acum vedeți dumneavoastră, e foarte greu și în zilele noastre să vezi un om bogat, printre cei mai bogați oameni, alergând. Oamenii ăștia nu aleargă. Oamenii aceștia, dacă au o problemă, au subalterni, au slugi, au oameni care să le rezolve problemele, pe ei vei vedea întotdeauna liniștiți, calmi, până când vor avea un mare necaz în familia lor. De-abia atunci poate că schimbă pasul și ritmul. Omul acesta nu avea un necaz în familia lui. Găsim în Scriptură un alt om care era destul de bine în stări poziționat, Iair, care și el avea slugi, avea oameni la curte care se ocupau de gospodărie, de nevoile casei. Și omul acesta a avut un necaz în viața lui. Omul acesta avea un singur copil și era pe moarte, o fetiță. Și omul acesta, spune Biblia, că omul acesta a alergat la Domnul Iisus. Atunci când necazul ne afectează în mod direct, atunci noi alergăm. Dar până atunci noi mergem liniștiți. Zacheu nu avea un astfel de necaz în familia lui. Și cu toate astea, spune Biblia, că el a alergat înaintea Domnului Iisus și s-a urcat într-un dud. Puteau să-l judece oamenii, puteau să spună tot felul de lucruri despre el. Uite, Zacheu, omul bogat, care noi îl cunoaștem, ajut să se urce în dud, ce-o fi cu el, și-a pierdut mințile, a pățit ceva omul acesta. Nu l-a interesat nimic din toate astea, pentru că el avea un singur scop. Și scopul lui era să-l vadă pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, s-ar putea să faci lucruri pe care altădată nu le-ai fi făcut sau pentru care oamenii din jurul tău o să spună că ți-ai pierdut mințile, că ai luat o razna, că nu mai ești tu acela care ai fost altădată. Atunci când vei spune oamenilor, vreau să-L cunosc pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, vreau să văd cine este Iisus, ce a făcut El pentru mine, aș vrea să treci peste lucrul acesta, să plătești prețul acesta, să fii gata să plătești prețul cunoașterii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vine și spune la un moment dat, el, un om învățat al vremii, toate lucrurile din viața mea, statutul meu, școala mea, poziția pe care am avut-o, toate le consider ca un gunoi, pe lângă prețul nespus de mare al cunoașterii lui Dumnezeu. Pavel a considerat că toate lucrurile din lumea aceasta, ranguri, bani, bogăție, prieteni, cunoștințe, rude, tot ce ar fi fost în lumea aceasta,
erau de mică valoare atunci când pui lângă cunoașterea lui Dumnezeu și a Fiului Său. Ești gata să plătești prețul acesta? Sunt oameni care au plătit prețul cunoașterii lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, chiar cu viața lor, au fost gata să-și dea viața pentru Dumnezeu. Sunt oameni în lumea noastră astăzi, când noi suntem în secolul 21, care sunt gata să-și dea viața pentru Hristos, pentru că L-au cunoscut pe El. Iar tu care mă asculți, s-ar putea să stai nepăsător, să judeci toate aceste lucruri, să nu fii de acord cu ele, nu e important pentru mine lucrul acesta. Deși mi-ar părea rău să asculți cuvintele acestea și să rămâi în nepăsarea ta, în indiferența ta, în necunoașterea ta, când ai ocazia astăzi să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să spun că atunci când oamenii, spre final, atunci când oamenii îl caută pe Dumnezeu și caută să-L cunoască pe Domnul Iisus, Domnul Iisus le dă mult mai mult decât ne așteptăm noi. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, când a ajuns la locul acesta, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Uitați-vă, Zacheu a avut o singură dorință, să-L vadă. El nu și-a permis gândul acesta că ar putea să-L invite la el acasă. Dar Domnul Iisus, atunci când ajunge în dreptul dudului în care era Zacheu, se uită în sus, poate că el era ascuns printre frunze ca să nu-l vadă toată mulțimea, că știți, de multe ori nouă ne este rușine, sunt oameni care se duc la biserică pe ascuns, noaptea, la anumite sărbători, să nu fie văzut. În alte vremurile trecute apuse erau activiști de partid care mai aveau și ei puțină credință și frică de Dumnezeu și se duceau noaptea să nu fie văzuți. Zacheu era acum aici în dudul acesta și spre surprinderea lui, Domnul Iisus se oprește în dreptul dudului. Nu spune Biblia că a întrebat pe cineva din jurul lui cine este omul acela care este în dud, cum îl cheamă și așa mai departe, ci Domnul Iisus se oprește și se adresează în mod direct lui Zacheu și îi spune: Zachee, dă-te jos de grabă din dudul acesta. Știți ce învăț eu din lucrul acesta? Că Domnul Iisus nu numai că știa că este în dudul acela, că era ascuns printre frunze acolo să nu fie văzut, ci Domnul Iisus știa și cine este Zacheu, cum îl cheamă, ce slujbă are, ce a făcut, cât avere are, știa tot despre el. Iubitul meu ascultător, fie că ești tânăr sau în vârstă, vreau să spun în seara aceasta un mare adevăr: Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Știe cine suntem, știe cum ne cheamă, ne cunoaște viața noastră, ne știe adresa la care stăm, știe tot despre viața noastră, pentru că El este Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile. De aceea aș vrea să spun și ție, tu care nu vrei să-L cauți pe Dumnezeu, tu care vrei să ai doar o religie care nu te ajută la nimic, Dumnezeu te cunoaște și în seara asta vrea să-ți vorbească și să spună: tu poți să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu numai să vrei să-L cauți, căci El este gata să ți se descoperă. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă faptul că Dumnezeu i-a oferit șansa aceasta să intre în casa lui, Fiul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram. Iubitul meu ascultător, Domnul Iisus nu numai că vrea să ni se descopere nouă oamenilor, dar Domnul Iisus face un lucru mult mai mare pentru noi, și anume, pentru aceia care îl caută pe Fiul lui Dumnezeu, spune El, Domnul Iisus, că acestea sunt cuvintele Lui, El este gata să ne dea mântuirea. Și încheie cuvântul din seara aceasta: pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți.
Iubitul meu ascultător, vreau să spun în această seară, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea aceasta ca să mă caute pe mine un pierdut, un om păcătos și să mă aducă la mântuire. Dar în același timp, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit să te caute pe tine, să-ți vorbească ție, că și tu ai nevoie de mântuire și tu ești un om care poți să-L găsești pe Fiul lui Dumnezeu. Și dacă îl vei găsi pe El, dacă îl vei căuta pe El din toată inima, El este acela care și ție vrea să-ți dea mântuirea. Ascultătorul meu iubit, aș vrea să spun în seara aceasta că dorința mea este ca tot poporul român, toți oamenii din lumea aceasta să-L caute pe Fiul lui Dumnezeu. El se va lăsa găsi de toți oamenii și atunci când îl vom găsi pe El, pe Fiul lui Dumnezeu, nu o religie, nu o biserică, ci pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, El este acela care dă mântuirea, pentru că vine cuvântul Domnului și spune că nimeni altul nu este sub cer dat un alt nume oamenilor în care să fie mântuiți. Singurul nume în care oamenii pot să primească mântuirea este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pentru că El este singurul care a venit din cer de la Dumnezeu, a fost gata să moară pentru păcatele noastre, pentru ca prin moartea Lui noi să avem iertare de păcate și apoi să avem mântuire și viață veșnică. Dacă îmi doresc ceva mie și dumneavoastră, este tocmai lucrul acesta, ca noi toți să avem parte de mântuirea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
cedeam.